Statele Unite ale Americii au anunțat un sprijin suplimentar de urgență în valoare de 300 de milioane de dolari pentru a crește capacitatea de asigurare cu energie electrică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de către ambasadorul SUA la Chișinău, Kent Logston, iar șefa statului, Maya Sandu, a venit cu un mesaj de mulțumire pentru ajutorul Statelor Unite oferit într-o perioadă dificilă pentru Republica Moldova. Finanțarea include sprijin bugetar pentru sectorul energetic și diversificarea surselor de energie, dar și pentru compensarea facturilor. Am văzut impactul considerabil pe care l-a avut războiul lui Putin din Ucraina asupra Republicii Moldova și cetățenilor săi, în special în sectorul energetic. Din acest motiv, Statele Unite vor coopera cu Congresul pentru a oferi prin USAID o finanțare suplimentară de 300 de milioane de dolari pentru a ajuta Moldova să facă față crizei energetice. Gestul Statelor Unite încurajează țara noastră într-un moment dificil, a declarat președinta Sandu. Mulțumim poporului american pentru acest ajutor substanțial. Apreciem foarte mult această decizie. Apreciem că această decizie vine într-un moment foarte dificil pentru Republica Moldova. Aceste fonduri, chiar dacă nu vor veni imediat în bugetul țării, sunt un semn de sprijin și de încurajare pentru noi. Ajutorul financiar de urgență a fost anunțat ieri la Washington de administrația USAID. De rând cu Republica Moldova, Ucraina ar urma să beneficieze de un ajutor similar în valoare de 250 de milioane de dolari. Ajutorul american pentru cele două state este estimat la 550 de milioane.